Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Ninsorele din luna ianuarie au o influență benefică asupra culturilor de toamnă, iar riscul ca acestea să înghețe este redus la minim. De cealaltă parte, meteorologii prognozează în următoarea perioadă temperaturi peste valorile normei. Revenim cu detalii. Este în continuare haos pe străzile din România pe fondul protestelor fermierilor și transportatorilor. În mai multe zone din țară, șoselele de centură și unele bulevarde au fost blocate de autovehicule. Aproximativ 9.000 de persoane neangajate în câmpul muncii au rămas fără ajutorul de șomaj pe parcursul anului trecut, care este motivul aflat la știrile Agro TV. Aproximativ 9.000 de persoane neangajate în câmpul muncii au rămas fără ajutorul de șomaj pe parcursul anului trecut. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în cadrul unei emisiuni la postul public de radio. Potrivit oficialului, persoanele cărora li s-a retras ajutorul au refuzat măsurile de angajare oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Pentru o parte din ei au acceptat propunerile de ocupare. O parte din ei nu au acceptat și respectiv li s-a retras acest ajutor. Noi lucrăm cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a asigura conexiunea cu alte sisteme pentru a vedea dacă aceste persoane s-au angajat, pentru cât timp, care este salariul. Deci în acest an vom clarifica acest aspect. Totodată, persoanele care s-au angajat în câmpul muncii o anumită perioadă de timp continuă să mai beneficieze de sprijin financiar. În cazul în care persoanele s-au angajat, ajutorul social nu este retras deodată, pentru ca să nu ajungem în situația în care persoana să fie pusă să aleagă între ajutor social sau salariul pe care îl beneficiază. Și acest efort va continua și în anul 2024. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova sunt înregistrați aproximativ 40.000 de șomeri. Ninsorile din luna ianuarie au o influență benefică asupra culturilor de toamnă, iar riscul ca acestea să înghețe este redus la minim. Declarația a fost făcută de fermierul Eugen Sprâncean în cadrul emisiunii Actualitatea la Raport de la postul nostru de televiziune. De cealaltă parte, meteorologii prognozează că în următoarea perioadă se vor înregistra temperaturi peste valorile normei specifice pentru această perioadă a anului. Dacă vom avea așa temperaturi scăzute și nu vom fi acoperite culturile cu zăpadă, ele or să înghețe. Dacă spie înghețurile de lungă durată, ele nu or să reziste și culturile care sunt trapi sau grâu, orzul or să înghețe. Ele și așa noi cu mare și greu au răsărit cu întârziere. Noi le-am semnat, au stat în pământ practic în depozit de o lună jumate. Totodată, potrivit fermierului, dacă în următoarele luni se vor înregistra precipitații reduse, vor fi afectate culturile de primăvară. Există risc pentru culturile care vor fi însămânțate în primăvară, floarea sarului, porumbul și celelalte culturi. Dacă nu o să avem imunitate, iarăși ne întâlnim cu aceeași situație din 2023. Pentru noi e un factor foarte important primăvară, să avem imunitate în sol, ca să putem porni culturile. Și numai primăvară, dar chiar și vară. Trebuie să avem precipitații măcar 500 de milimetri pe anul agricol, ca să avem niște culturi bune, să avem roadă la hectar. De cealaltă parte, meteorologii prognozează în următoarea perioadă o tendință de creștere a temperaturilor. Dacă vorbim pentru următoarea săptămână, ne așteptăm ca vremea să fie, cum am spus, într-o tendință de creștere a temperaturilor. Odată cu încălzirea, ce ar putea să afecteze foarte mult, asta ar putea să fie ceața. Mai mult, specialiștii declară că în luna ianuarie temperatura medie lunară va fi peste valorile normei. Reieșind din estimările care s-au făcut, temperatura, dacă, cum am spus și mai devreme, trebuia să fie între -2 și -4 grade Celsius, ne așteptăm să fie cu un maxim de 1 grad Celsius. Pentru că prima decadă
la noi a fost temperaturi destul de ridicate, a doua deja avem temperaturi mai scăzute. Deci în raport ele cam deja s-au echilibrat. Totul va depinde de a treia decadă, cum se va manifesta. Dacă va fi mai cald, desigur că vom avea o lună de ianuarie mai caldă. În același timp, potrivit perspectivei meteorologice pentru luna ianuarie 2024, cantitatea precipitațiilor se prevede în jurul valorilor normei, aceasta fiind între 25-40 de milimetri. Poleiul care a acoperit carosabilul în această dimineață a creat haos pe străzi. În doar două ore s-au înregistrat 40 de accidente rutiere. Potrivit poliției, din numărul total de accidente, 39 s-au soldat cu paugbe materiale, iar într-un caz a fost înregistrată o persoană cu traumatisme ușoare. Totodată, săptămâna trecută, 33 de persoane s-au ales cu hipotermie generalizată și degerături de diferite grade, în urma expunerii îndelungate la temperaturile joase. De asemenea, autoritățile anunță că serviciile municipale din domeniul gospodăresc se află în teren pentru desfășurarea lucrărilor de combatere a poleiului pe străzi, trotuare, în preajma stațiilor de așteptare a transportului public, parcuri și alei. Cele mai complicate situații se atestă pe trotuarele, scările spre unele curți și pe străzile în pantă. Din aceste considerente, pe unele artere de circulație, transportul public de pasageri atestă întârzieri ale graficilor de circulație. Municipalitatea îndeamnă locuitorii capitalei să fie înțelegători și precauți la drum, deoarece pericolul de polei persistă. De asemenea, autoritățile fac apel către antreprenori și către gestionarii de imobile să înlăture țurțurii de pe marginea acoperișurilor clădirilor și să combată poleiul de pe teritoriul aflat în gestiune. Aproximativ 42.000 de gospodării casnice noi, care s-au înregistrat pe platforma compensații.gov.md în perioada 26 noiembrie-25 decembrie 2023, pot vizualiza în cabinetul personal gradul de vulnerabilitate energetică și dacă vor beneficia de plata monetară lunară. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, gospodăriile eligibile vor primi compensații pentru gaze naturale, energie termică sau energie electrică în facturile pentru decembrie emise în luna curentă și pentru fiecare lună până la finalul sezonului rece. În același timp, începând cu 12 ianuarie, beneficiarii de plata monetară în valoare de 800 de lei își pot ridica compensația la oficiile poștale sau o pot vizualiza pe cardul bancar. În luna decembrie, peste 274.000 de gospodării s-au calificat pentru a primi plata monetară, cu 16.000 de beneficiari mai mulți decât în luna noiembrie. Valoarea finanțării pentru luna decembrie constituie aproximativ 219 de milioane de lei. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în total, de la începutul sezonului rece 2023-2024, pe platforma compensații.gov.md s-au înregistrat peste 781.000 de consumatori casnici. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a alocat primele subvenții din acest an. Instituția a autorizat deja achitarea a 100 de milioane de lei către fermieri pentru diverse tipuri de ajutoare. Potrivit AIPA, cea mai mare sumă, peste 65 de milioane de lei, au fost acordate pentru plăți suplimentare. 21 de milioane de lei au fost redirecționate în sectorul zootehnic, 10,3 milioane pentru sprijinirea investițiilor agricole, iar 3 milioane de lei pentru proiecte de dezvoltare rurală prin programul LIDER. Conform noii legi a bugetului de stat pentru 2024, Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural are o valoare de 1,6 miliarde de lei. Este în continuare haos pe străzile din România pe fondul protestelor fermierilor și transportatorilor. În mai multe zone din țară, șoselele de centură și unele bulevarde au fost blocate de autovehicule.
Protestatarii cer plafonarea asigurărilor auto, obligatorii la sume mai mici, recuperarea unor procente din acciza la carburanți, plata mai rapidă a subvențiilor agricole și despăgubirea agricultorilor pentru pierderile suferite din cauza importurilor din Ucraina. Fiecare solicitare a fost discutată la Ministerul de Resort. Am o singură mașină cu care într-un an de zile am făcut 10 curții și plătesc asigurarii, care este foarte scumpă și ar trebui să, asigurările astea ar trebui să fie pe zi, adică pe zile, nu pe an. Spiritele s-au încins după nenumărate întâlniri și negocieri la aproape toate ministerele responsabile de problemele reclamate de protestatari. Totuși, produsul nostru din lapte, telemeaua, cașcavalul, toate bine, nu s-au scumpit față de ultimii 2, 3, 5 ani în urmă. În caz că s-au scumpit undeva, este diferența de adaos comercial, oameni buni. Avem probleme foarte multe în sector, dar nu le-a putea rezolva. Ușile ne-s deschise la Ministerul Agriculturii. Putem să spunem că în România a fost singurul ministru care a avut curajul să ia taurul de coarne, vorbim ciobănește. Ministrul Agriculturii a făcut câteva promisiuni, dar nu s-a ajuns la niciun acord până acum. Cel mai important și într-un stat democratic este dialogul. Nu cred că trebuie să fim în stradă. Prin unire e tărie. Și sunt sigur, în continuare, cu toți fermierii din toate zonele, că printr-o unire corectă putem fi puternici, putem fi mai buni. Între timp, Vama Siret din Suceava a fost complet blocată de tractoare și camioane. Transportatorii s-au mobilizat și la Iași, hotărâți să ajungă și la București. Fermierii din Mureș spun că vor protesta până joi și că vor negocieri doar cu premierul. România este țară din Uniunea Europeană. Noi ne supunem Uniunii Europene, punem cine spune ei în pământ, nu punem modificat genetic. Moldovenii eu din Ucraina și aduce și le aduce la noi, zice că din Moldova. Ce înseamnă asta? Suntem la faliment. La faliment, prețuri mici, motorii în mari, cu ce să dai, cu ce să faci agricultură? Plătim 1000 de lei pe un sac de 20 de kilograme de sămânță, trebuie să vindem o tonă jumate. Cum să supraviețuiești? În primul rând, prețul la motorină e foarte mare, subvenția e cam mic, numai un leu 20 pe litru de motorină. Da, e cizmă. Și altceva, prețul, motorina? Prețurile la cereale. Jos, grăul e 75 de bani, unde? Porumbul tot cam atât, am fost 70 de bani. Ce rost mai are să mai lucrez? Sute de transportatori din Constanța au mers în coloane în timpul nopții pe bulevarde, flancați de jandarmi. Situația apare în mod constant, ele sunt gestionate în dinamică, sunt 20 ceva de județe care acum când vorbim deja la coloanele protestă. În general, așa cum am spus, protestatarii se supun recomandărilor forțelor de ordine publică. Doleanțele fermierilor români sunt o parte a unui plan de acțiune integrat de gestiunea crizei economico-financiare cu care se confruntă aceștia prin impactul cumulat al efectelor războiului din Ucraina, secetei din ultimii ani, volatilității prețurilor la inputuri și diminuării ofertei comerciale aferente cerealelor și oleaginoaselor autohtone. În ciuda ofertei Guvernului Federal de a relaxa reducerile planificate, fermierii germani sunt încă pe poziții. Zeci de mii de agricultori, transportatori și susținători ai acestora s-au adunat la un protest masiv la Berlin pentru a-și spune păsul față de planurile Guvernului de a elimina reducerile de taxe pentru motorină. Demonstrația impunătoare de la poarta Brandenburg survine după 2 săptămâni de proteste ale fermierilor și șoferilor de camion față de reducerea subvențiilor la motorină pentru sectorul agricol. Încurajați de susținerea lucrătorilor din alte sectoare, dar și a societății civile, agricultorii nemți se consideră îndreptățiți să mențină acțiunile de protest. În principiu, se poate presupune inițial că noi, în calitate de fermieri, trebuie să
să lucrăm complet fără subvenții, dar toți ne dorim să fim plătiți în mod echitabil pentru produsul pe care îl facem. Am dorit să trăim bine din câștigurile muncii noastre. Cu toate acestea, realitatea în Germania de mai mulți ani arată că ne-am tot conformat reglementărilor de mediu și implementării măsurilor pentru bunăstarea planetei, care în concurență globală ne-a pus în dezavantaj, deoarece alte țări cu standarde mult mai mici au scăzut semnificativ cheltuielile. Asociația Fermierilor Germani a declarat că sfârșitul acestor subvenții ar putea scrie sfârșitul agriculturii în Germania. Experții susțin că concentrarea mai mult pe piața europeană, mai degrabă decât pe concurența globală, ar avantaja pe toată lumea, în special pe fermieri. Într-adevăr, ne confruntăm cu o transformare structurală, mai exact cu un declin anual al exploatațiilor agricole de 2-3%. În prezent, acest lucru este influențat în mare măsură de distribuirea incorrectă a subvențiilor UE. Dacă ar fi să tăiem toate subvențiile peste noapte, multe ferme ar spune fără îndoială că nu mai există nicio perspectivă și nu ar mai dori ca copiii lor să urmeze această profesie. Pe de altă parte, avem de asemenea un angajament puternic din partea fermierilor de a continua să-și exploateze fermele și dorința de a merge mai departe. Din data de 8 ianuarie, agricultorii germani au protestat la nivel național în fiecare zi, organizând mitinguri cu tractoare și blocarea traseelor. Coaliția de guvernare a atenuat deja planurile inițiale prin reducerea progresivă a subvențiilor la motorină pe parcursul a 3 ani și menținerea unei scutiri de taxe pe vehicule pentru sectorul agricol, dar fermierii cer menținerea facilităților din prezent. Subvenția la motorină există în Germania de 70 de ani și ea trebuie păstrată, susțin aceștia. Economia germană s-a contractat anul trecut și guvernul federal se vede nevoit să reducă cheltuielile de mers în care se înscrie și reducerea subvențiilor pentru sectorul agricol. Medicii din Slovenia au intrat în grevă. Sindicatul lucrătorilor din domeniul sănătății Fidesz a lansat un apel la grevă generală după ce discuțiile cu guvernul privind majorările salariale nu au dat rezultate. Nici greva simbolică de o zi anunțată marți nu a ajutat. Medicii spun că nu vor merge la muncă până când protestul nu va fi anulat sau până când nu se va ajunge la un acord salarial. Salariile medicilor din Slovenia sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană, țara aflându-se pe ultimele 6 locuri în ceea ce privește salariile. Omenirea este în pericol. Schimbările climatice ar putea provoca milioane de decese în următoarele decenii, dar și boli grave și costuri ridicate pentru sistemele sanitare. Asta arată datele raportului comun al Forumului Economic Mondial, care are loc la Davos, în Elveția, în această săptămână. Autorii studiului au analizat 6 consecințe principale ale schimbărilor climatice: inundații, secete, valuri de căldură, furtuni tropicale, incendii de pădure și creșterea nivelului mării. Studiul se bazează pe scenariul mediu referitor la creșterea temperaturilor până în 2100 cu 2,7 grade Celsius. Astfel, schimbările climatice ar putea provoca până la 14,5 milioane de decese în întreaga lume până în 2050 și o povară a costurilor suplimentare în valoare totală de 1,1 trilioane de dolari pentru sistemele sanitare. Potrivit estimărilor, numai inundațiile ar putea provoca 8,5 milioane de morți până în 2050, nu doar în mod direct, ci și indirect, prin afectarea culturilor agricole, sporirea riscului de boli infecțioase și creșterea umidității, ceea ce poate conduce la probleme respiratorii. În general, conform studiului, regiunile din Africa, Orientul Mijlociu și Asia ar fi cele mai afectate de consecințele schimbărilor climatice asupra sănătății. Rezultatele raportului urmează să fie discutate joi la Forumul Economic Mondial de la Davos, care se desfășoară în Elveția în perioada 15-19 ianuarie. Cinci miliardari și-au dublat averile în ultimii 3 ani, astfel că lumea ar putea avea în curând primul trilionar. La polul opus, aproape 5 milioane de persoane au devenit mai sărace în aceeași perioadă pe fondul inflației, războaielor și crizei climatice. Din 2020 și până în prezent, averile lui Jeff Bezos, Warren Buffett, Bernard Arnault, Larry Ellison și Elon Musk au crescut cumulativ cu peste 114%, atingând valoarea totală de 869
9 de miliarde de dolari. Un raport Oxfam privind inegalitatea notează că dacă această tendință va continua, lumea ar putea vedea primul trilionar, adică posesor de 1000 de miliarde în următorii 10 ani. Calculele mai arată că în condițiile aceleiași tendințe pentru eradicarea sărăciei la nivel global vor fi necesari alți 229 de ani, notează CNN, una dintre organizațiile de presă care analizează raportul Oxfam. Aceste extreme nu pot fi acceptate ca fiind noua normă. Lumea nu își poate permite încă un deceniu de divizare. Sărăcia extremă în cele mai sărace țări este încă mai mare decât era înainte de pandemie, însă un număr mic de oameni superbogați se întrec în a deveni primul trilionar al lumii în următorii 10 ani, a declarat directorul executiv interimar al Oxfam. De remarcat că miliardarul american Elon Musk și alți bogați din lume alcătuiesc doar 1% din populație, dar dețin 59% din toate activele financiare globale, potrivit ONG-ului Oxfam. Motorina și benzina continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la benzină și motorină pentru mercuri. Astfel, un litru de benzină 95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 21 de bani, cu 3 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO-uri în țară la un preț maxim de 20 de lei și 88 de bani pentru un litru, în creștere cu 4 bani. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare cu 2 lei și 14 bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 5 lei și 26 de bani per litru în cazul motorinei standard. După ce anul trecut au luat locul 2 la nivel de raionul Căușeni ca fiind una din cele mai amenajate localități, colaboratorii primăriei satului Opace au decis să înceapă noul an printr-o inițiativă de plantare a 360 de trandafiri. Plantele au fost sădite în diverse zone ale localității. Locuitorii satului susțin că această acțiune nu doar că face localitatea mai frumoasă, dar și aduce beneficii ecologice. Eu cred că e foarte important pentru frumusețea satului și asta eu cred că e fața satului pentru... tot, adică ar fi bine și să păstreze toată frumusețea asta, când într-adevăr noi de multe ori punem aici, dar ei distrug. Dar pentru o societate mai frumoasă, pentru copii, pentru chiar și aceilași care vin la odihnă, oameni străini, la monumentul Mihai Eminescu, eu cred că e frumos. Pentru frumos și pentru curățenie. Viitor pentru copiii noștri. Primarul localității, Roman Pinteac, afirmă că trandafirii au fost cumpărați dintr-o pepenieră din satul Zaim și are garanția că aceștia se vor prinde. Aceștia sunt trandafiri roșii care am procurat de la Zaim. Ca atare, anul trecut am câștigat locul 2 pe curățenie în raion, satul Opace a câștigat și cu părere de bine, banii îi folosim de-abia acum, dar sperăm foarte mult să ne fie de folos. Ultimii ani iernile nu sunt așa geroase, avem toate șansele ca ei să prindă prima primăvară. Locuitorii satului Opaci spun că sunt pregătiți pentru noi inițiative care să contribuie la dezvoltarea satului. Zeci de locuitori ai unui mic oraș din regiunea Tartu au lucrat de zor la ridicarea celui mai mare om de zăpadă din Estonia. Construcția uriașului din Omăt a fost terminată duminică, relatează un post local de televiziune. Construcția acestui om de zăpadă uriaș a început la Neo acum aproximativ o lună, iar momentan se fac retușerile finale. După cum puteți vedea, nasul trebuie să fie instalat cu ajutorul unui elevator. Omul de zăpadă are 11 metri înălțime și a fost construit din trei blocuri mari de nea. La edificarea lui au pus umărul nu doar locuitorii orașului, ci și serviciile comunale dotate cu tehnică specială care au nivelat suprafața statuii. Capriciile vremii le-a îngreunat misiunea, spune coordonatorul proiectului. Temperaturile scăzute au fost precedate de precipitații, astfel că munca nu a fost deloc ușoară. Uite,
Mi s-a părut a fi momentul potrivit. Are o bază solidă de gheață și se ține bine în condițiile meteo de acum. În orice caz, cred că va rezista mult. Locuitorii Orășelului au venit zilnic să urmărească procesul pe malul lacului Veschijarv și chiar au dat o mână de ajutor. În prima zi mi-am pus amprenta mâinilor pe el și sunt foarte fericită și recunoscătoare oamenilor care au făcut așa ceva. Proiectul a început în urmă cu aproximativ o lună, dar timpul de lucru planificat inițial a fost insuficient, așa că am lucrat și în weekend, deoarece am avut de depășit multe obstacole. Potrivit coordonatorului proiectului, construcția uriașului om de zăpadă nu a necesitat cheltuieli financiare, deoarece toți care au participat la edificarea lui au lucrat în bază de voluntariat. Leul moldovenesc se apreciază în raport cu euro și leul românesc, iar dolarul, hrivna și rubla rusească rămâne schimbate. Astfel, moneda unică europeană scade cu 9 bani și va avea o valoare de 19 lei și 26 de bani. Dolarul american rămâne la cotația de 17 lei și 68 de bani. Leul românesc scade cu 2 bani, pentru care BNM a calculat un preț de 3 lei și 87 de bani. Hrivna ucraineană își menține valoarea de 46 de bani și rubla rusească își menține cotația de 20 de bani. Miercuri vremea se încălzește un pic, anunță meteorologii. Astfel, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la minus 1 grad, iar noaptea coboară până la minus 11 grade. În centru, termometrele vor indica până la 1 grad Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la minus 8 grade. În sudul țării vom avea parte de circa 4 grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi în jur de minus 6 grade. În capitală, maximele se opresc la 2 grade, iar noaptea vom avea în jur de minus 8 grade. Joi, vremea nu se va schimba esențial, cu temperaturi mai blânde pe timp de noapte.